Un bărbat s-a ales cu o sancțiune drastică aplicată de polițiștii locali după ce acesta a abandonat 30 de saci cu moloz pe domeniul public. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică aflați în patrulare în dimineața zilei de 26 mai, în jurul orei 8.30, au depistat un bărbat de 40 de ani cu domiciliul în județul Gorj, care a abandonat pe domeniul public, mai exact pe spațiul verde de pe strada Divizia 9 Cavalerie, numai puțin de 30 de saci cu resturi de la materiale din construcții, cel în cauză a depozitat sacii lângă gardul proprietății învecinate, bărbatul a fost sancționat cu 30.000 de lei, fiind impusă și măsura complementară de ridicare a deșeurilor și aducerea la starea inițială a locului în care au fost depozitate. Poliția locală atrage atenția că astfel de verificări au loc permanent și recomandă ca eventualele resturi de la amenajări să fie predate unor operatori autorizați, nu abandonate pe domeniul public, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.